Situația dezastruoasă a clădirilor monument istoric aflate în proprietate privată s-ar putea schimba. O lege promulgată de curând de președinția României prevede că primăriile se pot implica în aceste cazuri și pot asigura finanțarea necesară lucrărilor de restaurare a fațadelor acestor imobile. Actul normativ mai prevede că autoritățile publice locale își pot recupera banii utilizați în astfel de proiecte în cel mult 10 ani, de la asociațiile de proprietari sau de la beneficiarii direcției investiției, iar în situațiile în care clădirile, odată restaurate, sunt vândute, noi proprietari vor achita lucrările de restaurare efectuate. Noile reglementări sunt prevăzute în modificările aduse legii numărul 153 din 2011, privind măsurile de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, modificări care permit acum, într-o măsură sporită, intervenția primăriilor.